Din afară, care e modelul tău de antrenor în momentul ăsta? În momentul ăsta? Da. Greu de spus. Mie mi-e place multe portughezi. Îmi place mult de Jesus în momentul ăsta și ce face Abel în momentul acolo la Palmeiras. Dar antrenor care mie mi-e place Mourinho, care m-a lansat în fotbal profesionist și le idolatrez toată viața. Extraordinar. Cum era José Mourinho? Diferite. Eu spun extraordinar că, uite, vorbim de jucători în Liga 1 care au avut antrenori pe Mourinho. Da, el m-a lansat. Eu am făcut debutul meu când eram la Benfica, eram la echipa a doua. Și el m-a lansat cu derby împotriva Sporting. Am câștigat 3-0 și atunci, după 2-3 zile, a plecat. Și a fost, era un antrenor diferit de celelalți. El nu-l interesează dacă tu erai internațional, dacă tu câștiga 1 milion de euro pe sezonul. El îl interesa ce faceai tu la antrenament. Era foarte onest și la moment dat antrenorii nu erau chiar așa. Numele jucau. Atunci l-a zis, aici nu mai joacă numele, aici joacă cine e mai bine la antrenament. Și așa facea el. Și chiar facea. Le dădea afară jucători internaționali, ca, m-aduc aminte, Paulo Madeira, atunci era fundaș central de la echipa națională și nu a jucat. Și el a amenințat pe Fernando Meira, internațional, echipa națională, Marcena, internațională, Under 21, la echipa spaniolă, și le spunea, dacă voi nu jucați, joacă ăsta mai mic. Care era perioada în care te-ai intersectat cu José Mourinho? Dacă nu greșesc, a fost 2000. 2000, okay. sau 1000. Deci el de acolo a plecat la Porto. El de acolo nu, la Leiria. La Leiria a plecat la Leiria și apoi Porto, da. Când a câștigat Liga Campionilor. Da. Ți-aduce aminte de vreo discuție care te-a marcat cu José Mourinho în afara fotbalului, dacă te-a luat vreodată separat să îți spună? Da, ceva. Da, el înainte de meci cu Marseille, el m-a chemat pe mine și un alt jucător, noi doi împreună, și am zis, uite, v-a chemat aici la antrenament pentru o chestie, atâta. Să băgați material. Vreau că ăsta de la senior să înțelege asta. Pentru că noi eram mici și la copii noi băteam pe toată lumea. Băteam la propriu. Și am zis, eu atunci jucam mijlocaș central. Și eu am adus aici în echipa mare pentru asta. Jucam împotriva Marseille. Dacă rezultat e bun, intrați. Dacă nu e bun, tot intrați. Dar intrați pentru că vreau să terminați meci. Și așa l-am făcut. Meciul s-a terminat pentru că noi pierdeam, eram 1-0 și noi am intrat, am început să băgăm material la toată lumea. Și m-a plăcut asta de atitudinea lor de a mișca ceva în jocul și în atmosfera grupului. Multă lume care s-a întâlnit, mulți jucători care s-au întâlnit cu José Mourinho spun că el este un tip de antrenor aparte și că cum reușește el să vorbească cu jucătorii și să-i motiveze, nu mai poate nimeni. Poate doar Marius și Mudică. Da. Sunt chestii diferite, dar el atunci era foarte onest. Eu cred că în momentul ăsta are dificultăți pentru că jucătorii de astăzi nu mai înțeleg? Nu mai acceptă. Nu mai acceptă, ok. Pe vremea noastră noi am acceptat. Am văzut ceva diferit, am văzut o persoană foarte onestă care... Ați avut încredere în el? Și noi, și adevărat, generația noastră, înțelegeam. Adică vine un antrenor și zici, nu, joacă cine se antrenează mai bine și punct. Acum nu, acum joacă cine probabil câștigă mai mulți bani, s-a întors la vechea modă sau cine are mai mult nume și nu este ușor să dai un jucător în ziua de astăzi afară. Înainte era, te rupa contractul și te dă afară. Atunci nu era, acum nu e. Acum e mai ușor să dai antrenor afară decât 2 sau 3 jucători care câștigă milioane afară. Corect. 2016 a fost un an extraordinar pentru voi, portughezii, ați câștigat titlul european, da, cu fratele tău în echipă, da, și cu Cristiano Ronaldo, formidabil. Ce a însemnat pentru voi câștigarea titlului mondial? Un culminar de modificare în Portugalia, pentru că am trecut o perioadă foarte grea, pentru unde au avut niște legi care nu au lăsat jucătorii străini să vină foarte mult la noi, atunci a început să
să bazăm pe copii și juniori. Uh-huh. Și asta a fost un culminat de un parcurs care Portugalia a avut, uh-huh, cu o generație creată de Academie din Portugalia, că într-o țară așa de mică, toată lumea se gândește la fotbal. Atunci, cum am zis, noi n-am gândit și țara se gândește ca un producător de fotbal bun, uh-huh, și de jucători. Ce crezi că ar însemna pentru noi calificarea la campionatul european acum? Pentru noi, pentru România? Pentru România, cred că e un moment potrivit pentru patronii să înțelege care este metoda cea mai bună să reguleze echipa lor. Uh-huh. Pentru că numai cu copii și juniori poți să ajungi într-un alt nivel. În România au foarte mulți jucători nou. Dacă intram, este de mult timp nu am reușit asta și este bun pentru noi, pentru asta, pentru să pariam mai mult pentru jucători români. Pe jucători români, pe și copii juniori, tineri. Da. Crezi că regula asta sub 21 impusă de federație a fost bună? Deloc. Deloc? Deloc. De ce? Pentru că nu e pentru merit. Eu sunt interesant pentru... că tu, pe de o parte, spui promovați tinerii, investiți în tineri, pe de altă parte, spui că nu e bine să-i bași cu forța. Da, pentru că nu creștiți nimic. Adică nu ajuți cu nimic. Înțeleg că are o intenție bună, pentru că numai, cum e, lege este pentru... îi face o lege pentru a impune ceva, pentru după să fie ușor, să face fără lege. Dar dacă vezi, intră un jucător care probabil nu merită în echipă. Joacă pentru că are vârsta și după trece vârsta nu mai le bagi. Adică pentru mine trebuie să intre dacă chiar ai încredere în el. Uh-huh. Antrenorul trebuie să zic, nu, el are încredere în el. El a câștigat postul și asta trebuie să fie o dificultate care copiii are nevoie să treacă. N-are cum să fie ușor. Asta e o părere foarte personală, dar pentru că regula asta nu a fost implementată în Portugalia și tot a mers. Pentru că lumea a înțeles că baza este copii și juniori. 2-3 care sunt buni, facem un plan pentru ei, pentru să le întregăm la echipa senior. Și din ce în ce mai mult le băgăm. Federația, în discuția asta, poate veni să spună, da, dar la noi n-a înțeles nimeni că trebuie să investim în copii junior. Noi avem patroni, sau am avut patroni până acum, care n-au înțeles lucrul ăsta, au preferat să ia străini mediocri decât să promoveze jucători tineri. Și cam asta e realitatea. Eu cred că patronii încă nu au înțeles, pentru că, în exemplu, tu nu câștigi bani câștigând campionat. Tu câștigi bani dacă vinzi jucători. Punct. Și să vinzi jucători trebuie să chiar investești în copii și juniori. Infrastructură, persoane, alimentație, eu cred că e foarte important, și mai multe. Să nu investești în un străin și da, în copii și juniori. Și staff-ul. Adică tu nu poți să plătește un salariu minim o persoană care trebuie să se gândească toată ziua la copii și juniori. Nu poate să există part-time la copii și juniori. Uh-huh. Pentru mine asta e ceva care nu înțeleg. Pentru că, în exemplu, profesorii care învață copiii meu la școală, nu sunt în part-time. Sunt în full-time. Dacă vrei jucători de calitate, tu trebuie să ai persoana care are grijă de ei full-time, nu part-time.